Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a Orei de Sport. Este weekend, este sâmbătă, mâine avem un meci cât se poate de important și un afiș așa atrăgător. HC Buzău va primi acasă pe Steaua București într-un meci care se anunță a fi cât se poate de interesant. Vă spunem și de ce, o să trecem așa în revistă premisele. Meciul are și ceva special, la pauză vor fi acordate niște premii și va fi un program care va semăna oarecum cu ceea ce se întâmplă în NBA, pentru că americanii știu să facă show-uri, se va întâmpla și la Buzău. Vă spunem despre ce este vorba, vă spunem mai ales invitatul nostru din această ediție, președintele grupării buzoiene, domnul Georgian Băducu. Georgian, bine revenit la noi în studio. Mulțumesc frumos de invitație. Trebuie să spunem că emisiunea este înregistrată, dar va fi difuzată sâmbătă. Ne aflăm în fața unui meci. Ții minte, primul an în care a promovat HC Buzău a fost un egal cu Steaua. Într-o zi de miercuri, lumea de pe a venit de la serviciu s-a umplut sala. Evident, atunci era și o premieră pentru HC Buzău, pentru că evolua, era primul an când era în Liga Zimbrilor. În primul rând, sperăm că publicul va fi cel puțin la fel ca și atunci. Avem și niște condiții foarte bune. S-a dat drumul și la sală plină, numai cu certificate de vaccin, toată lumea poate să vină. Nici biletul nu e foarte scump, chiar mi se pare o sumă modică, 15 lei. Sunt condiții așa pentru a se umple sala? Să dea Dumnezeu, noi avem mare nevoie și prin intermediul noastră chiar aș vrea să fac un apel către iubitorii de sport, de handbal, să fie alături de noi mâine de la ora 18, pentru că, așa cum ați spus, atunci când noi am avut sala plină, a contat foarte mult. A fost un meci mare, cel pe care l-ați amintit cu Steaua, când am reușit să și am făcut un egal atunci. Dar aportul publicului a contat enorm, pentru că o sală plină îți dă altă energie, transmite altă energie jucătorilor în teren, altă putere de luptă decât o sală goală în care te auzi ca la antrenament. Se aude și mingea când o bați. Exact. Ce ați pregătit celor care vor veni mâine în sala sporturilor Romeo Emandi? Sigur că încercăm și noi să ne adaptăm, încercăm să ne upgradăm la toate capitolele. Am zis să facem de aici încolo, să spunem, o tradiție din a fi alături de fanii noștri și de a încerca să-i stimulăm să vină către sport, către handbal. O să avem și un concurs pe pagina de Facebook. Cei care vor da like și share la postare vor primi din partea clubului un tichet gratuit pentru intrare la meci, dat fiind faptul că a dat Dumnezeu și am scăpat de restricții și acum, exact cum spuneați dumneavoastră, toată lumea poate veni la sală fără niciun fel de constrângeri și alte certificate. Iar la pauza meciului, cei care își vor cumpăra un bilet, se va face o tombolă și vor fi niște premii, niște materiale promoționale din partea clubului, niște fulare cu însemnele clubului. Ba, de ce? E o chestie foarte cool să ai un fular atârnat, mai ales dacă ești bărbat, că noi sau copil, să ai un fular bătut în două cui acolo în cameră, toată lumea avea și pe timpul lui Ceaușescu, cred că, deși era mai greu de procurat, toată lumea trebuie să aibă un fular în casă, indiferent de echipa cu care ține, vede, gusturile nu se dispută. E o chestie pe care intenționați să o perenizați, să o faceți perenă? Da, așa mi-aș dori, ca la fiecare meci de aici încolo să putem să facem treaba asta. Acum că vor fi fulare sau că vor fi tricouri, contează mai puțin, da. Șepci, materiale promoționale din partea clubului. E și o chestie, adică bănuiesc că se simte și spectatorii cum, dincolo de venitul la meci, se simte implicat în viața unei echipe, când are posibilitatea să participe efectiv. Orice premiu ar câștiga. Este foarte adevărat. Noi încercăm să creăm o relație cât mai,
cât mai apropiată și cât mai, și cât mai frumoasă cu, cu fanii noștri. Ții minte când a fost la greu, să zicem, publicul a reacționat foarte bine, publicul de la Buzău. Eu țin minte acțiunile pe care le derulați voi iarna, înainte de Crăciun, cu jucăriile aruncate în teren. Absolut. Care a devenit deja o tradiție, am văzut și pe la fotbal. A început să se arunce așa cu cursuleți de pluș, iar reacția, răspunsul, nu știu dacă fanilor, publicului buzoian, a fost unul cât se poate de lăudabil de fiecare dată, chiar și în pandemie. Absolut, absolut. De fiecare dată oamenii au răspuns foarte, foarte pozitiv la acțiunea noastră și fiecare acțiune de-a noastră din decembrie cu jucăriile și cu materiale pentru familie nevoiașe care le-am strâns în anii trecuți, zic eu că fiecare campanie a fost un succes. Chiar, mai țineți minte de când, care a fost ultimul meci la care ați avut o sală așa plină? Pentru că, iată, sunt 2 ani de zile în care mult timp s-a jucat cu sala goală, goală. Dacă nu mă înșel, cred că acum 2 ani în campionatul, nu în campionatul trecut, pentru că campionatul trecut a fost cel cu turneile, cu pandemia, da. În campionatul trecut, cred că undeva la meciul cu... tot așa, sau cu Steaua sau cu Dinamo. Cred că am avut aproape sala plină. Te sunt peste 2 ani de zile, să zicem, de când... Absolut. Cred că și unii dintre sportivi s-au dezobișnuit în a juca cu un public foarte numeros. Și aici e nevoie de o reacomodare. Așa este. Vorbim despre adversar, nu mai e nevoie de nicio prezentare. Steaua e un nume cât se poate de bine ancorat în sportul românesc, indiferent de sport. Dar mă uitam așa pe linia de clasament, cu excepția ultimului meci, Steaua face un sezon foarte, foarte bun. Eu aș zice surprinzător de bun. Având nu în vedere, este surprinzător. Eu așteptam, nu știu, așteptam niște echipe, nu știu, așteptam Dobrogea Sud, de exemplu, pe care noi am bătut. Cred că au un buget peste Steaua. Așteptam alte echipe să fie acolo în top 4. Steaua rupe sectorul, cum zice românul, sau cel puțin așa s-a întâmplat până ieri. E foarte adevărat, Steaua are un sezon extraordinar de bun. Acum, dacă nu mă înșel, cred că a fost pe locul 2 și în urma înfrângerii de la Timișoara, surprinzătoare pentru toată lumea, ieri s-a întâmplat. Păi noi ne-am ofticat că n-am bătut noi la Timișoara, că am fost, n-am avut... Noi am făcut egal, că așa a fost să fie. Cred că au coborât pe locul 3, dar... nu este întâmplător ceea ce locul lor din clasament, pentru că ei anul trecut au avut un sezon mai slab, au terminat chiar în spatele nostru pe locul 8, da. Și au făcut niște investiții, au avut un buget foarte bun anul ăsta și au făcut niște investiții în niște jucători de top, să spunem, și lucrul ăsta sigur că se regăsește și în poziția lor din clasament. Eu am văzut un meci disputat în sala sporturilor înainte de sezon. Au fost 2 amicale, Buzău-Steaua și Steaua-Buzău la București. Da. La cel de la Buzău am fost. Acum nu mă pricep la handbal, dar era și început de sezon. Nu m-a impresionat așa în mod deosebit. Adică nu-i vedeam capabil să facă un sezon atât de bun. Nu, eu de acolo i-am simțit că sunt o echipă puternică. Anul ăsta și vor fi o nucă tare. Drept dovadă că sunt pe podium la momentul actual în campionat. Acum să sperăm că vom reuși să ne mobilizăm. Sigur că, cel puțin teoretic, după calculele hârtiei, noi nu plecăm cu prima șansă în fața Stelei, dar mingea e rotundă și nu se știe niciodată. Sunt convins că noi ne vom mobiliza și ne vom lupta pentru fiecare minge, astfel încât să reușim să producem o surpriză la sfârșitul meciului și să învingem Steaua sau măcar să luăm un punct. Aveți un istoric dintre ăsta în acest sezon în care ați reușit să vă mobilizați exemplar în fața unor echipe mari. Eu m-am uitat și la secvențe când am văzut tot meciul din partida disputată, ultima partidă din campionat înainte de la Turda. De la Turda și la prima vedere era un dezechilibru valoric destul de măricel. V-a ținut foarte, foarte bine. Iar pariorul obișnuit ar fi mizat pe Dobrogea Sud la Buzău.
Să fim serioși. E un nume și toată lumea știe că nu poți compara două județe, Constanța cu Buzău. Ei iau cașcavalul mult mai mult decât noi, să spunem pe aia dreaptă, și ați cam dat de pământ cu ei aici. Adică da, HC Buzău are anul ăsta, are potențialul ăla de a ține, de a mușca din adversarii ăștia, mai ales când se mobilizează. Noi, să știți că în primul rând plecăm de la ideea pe care am spus-o și la începutul sezonului, va fi un campionat extraordinar de greu și de echilibrat. În afară de, zic eu, de Dinamo, care este cu o clasă peste toate celelalte competitoare, datorită investițiilor făcute acolo, și de Cluj, care zic eu că e cu o clasă în minus, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt o echipă universitară de copii, cu o clasă minus față de restul competitoarelor. Într-o zi bună, zic eu că e atât de echilibrat campionatul încât o echipă plecată cu șansa a doua poate răsturna, să spunem, carul mare și să... S-au văzut surprize anul ăsta... Foarte multe. Ții minte, foarte sper multe. Să nu mă înșel, Alexandre i-a bătut pe Focșani. Alexandre i-a bătut la Focșani, da. Exact. Și mi se părea mie așa, uite dumne, s-au întors ierarhiile cu fundul în sus, cum zice românul. Da, da. Că și se întâmplă și chiar sunt multe, multe echipe care au reușit să scoată iepurile din joben, așa cum se zice, dar au reușit să dea și cu ăștia în gard la 2-3 meciuri. Absolut, absolut. Tocmai din acest echilibru fantastic care tronează asupra campionatului de anul acesta, apar asemenea rezultate. Adică nu, niciun meci nu este pierdut de la început sau nu este câștigat de la început. Dacă nu abordezi meciul așa cum trebuie, risc să ai surprize. Pentru meciul cu Steaua aveți tot lotul valid? Pentru meciul cu Steaua, da, suntem cu tot lotul valid. Din fericire, băieții au avut ceva mai mult timp la dispoziție să se odihnească după partida cu Turda. Putem să discutăm înainte de partida cu Turda, ați fost globetrotter la propriu și la figurat. Ați bătut așa jumătate de țară în lung și în lat, v-ați dus de la vest la est, la nord. Chiar făceam eu calculele la un moment dat, dar o să vă vorbim și despre asta. Se cunoaște că, adică e bun repausul ăsta de o săptămână și ceva, nu? Absolut, a fost o pauză binevenită datorată întreruperii campionatului, pentru că echipa națională a jucat cu Macedonia. Am avut în două săptămâni, cred că 4.000 de kilometri făcuți la Timișoara în deplasare în campionat, ne-am întors aici, am jucat cu CSM București, după care am plecat la Suceava, după care ne-am întors de la Suceava și am plecat la Timișoara în Cupa României, după care am venit și am plecat la Turda. Deci am fost, exact cum spuneți dumneavoastră, foarte mult pe drum. Și toate astea într-un răstim destul de scurt. În două săptămâni. Că presupun că v-ați luat cu mine de cap când ați văzut că tragerea la sorți în cupa a fost tocmai. Da, parcă e un făcut. De fiecare dată de când am promovat în Liga Națională, în primul tur noi picăm cu Timișoara. În primul an în care am promovat, am jucat cu Timișoara echipa de Liga 2, dar tot la Timișoara. Anul trecut s-a jucat stil turneu, fiind cu anul cu pandemia, am jucat stil turneu la București, dar tot cu Timișoara. Și anul ăsta când am văzut că am picat iarăși la Timișoara, am zis nu se poate. La un moment dat făceam eu niște calcule, cred că de la Suceava, a jucat duminică. Duminică, da. Sper să nu mă înșel. V-ați întors la Buzău. Sunt spre 360 de kilometri până la Suceava. Și după aia cred că ați avut timp să dormiți sau cum? Deci am ajuns duminică noapte, luni dimineață la 3-4 am ajuns în Buzău, ne-am odihnit luni după amiază a fost antrenament și marți dimineața am plecat spre Timișoara, am ajuns marți seara la Timișoara, miercuri am jucat în Cupa României. Și e 12 ore? Cât e? Aproape. Aproape. Iisuse, asta că mă uitam și la programul ăsta, cei care, ok, e un timp destul de scurt în care tu trebuie să, ca habar n-am, președinte de federație, cine organizează, trebuie să împarți și capra și varza, dar trebuie să te gândești și la oamenii ăia, că ok, între două fixtures, între două partide, așa cum zic englezii, trebuie să le dai o leacă de răgaz, să-și treagă și ei sufletul. Nu știu cine face, ok, nu acuz pe nimeni, Doamne ferește, trebuie să jucăm și Cupa României, trebuie să jucăm și campionat distanță, nu putem să apropiem orașele între ele, dar în momentul în care s-a tras țintarul, poți să le dai, poți să amâni o zi, că nu o fi foc, s-au văzut meciuri amânate cu săptămânile.
Da, e adevărat, ce să zic, punem doar pe seama unui ghinion la trajera la sorți. Și eu bănuiesc că cupa asta n-a fost o miză super importantă, deși e o competiție veche, o competiție cu tradiție, dar bănuiesc că pe campionat marjați mai mult. Absolut, absolut. Înainte să intrăm în detaliile pentru meciul cu Steaua, că vreau să-mi dai și niște detalii tehnice, mai există acum pericolul retrogradării? Adică îl mai simțit? Eu ziceam că am scăpat de vreo două săptămâni și mai temperat așa. Stai liniștit că nu, e greu. Eu vreau să spun hop când am sărit pârleazul. Sigur că poate pericolul retrogradării directe nu mai există, dar între noi și echipele care merg la baraj sunt 6 și 7 puncte. Ne așteaptă și un program foarte, foarte greu pe noi acum pe final de campionat. Jucăm acum cu Steaua, săptămâna viitoare jucăm la Dinamo, după care vine iarăși o pauză de aproape o lună de zile. Jucăm acasă cu Minaur Baia Mare, ieșim la Bacău și avem ultima etapă aici acasă cu Vasluiu. Ultimele două meciuri astea, Bacău și Vasluiu, sunt extrem de importante. Ultimele meciuri sunt foarte importante, sigur că ar fi extraordinar de bine și de frumos ca să mai reușim să mai aducem niște puncte până la ultimele două meciuri. Și aici mi-aș dori enorm să se întâmple, să reușim să luăm măcar un punct, două, trei din meciurile din dubla cu Steaua și cu Minaur Baia Mare acasă. Adică, ok, sunt echipe greu de bătut, dar nu sunt imposibile. Da, sunt echipe de primele 4, 3, 4, 5 locuri ale clasamentului. Nu sunt imposibil de bătut, repet, nu plecăm cu prima șansă niciodată în fața acestor nume mari de tradiție ale handbalului, Steaua și Minaur Baia Mare, dar nici nu plecăm din start că noi nu avem nicio șansă și nu putem câștiga. Surprize s-au văzut. În mare sunt contextul partidei de mâine. Cea cu Steaua, ei știm, se întorc sau s-au întors joi, probabil au ajuns în București joi seară. Da. N-au avut foarte mult timp de refacere. Uite, câteodată e bună și Timișoara câteodată. Eu țin minte că ei veneau, i-am bătut la Buzău după ce ei bătuseră pe Dinamo. Tot asta, da. Și au venit tot așa, au venit pe drum lung. Au venit un pic pe vârfuri atunci, că ei bătuseră pe Dinamo, care era... Erau și câștigători de cupă, dacă nu mă înșel, în anul ăla. Sau jucau, știu sigur că jucau în cupele. Era Peru antrenor la ei. Pe Timișoara? Da, da, pe Timișoara, spun. Da, 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 exact. I-am bătut pe Timișoara după ce Timișoara bătuse pe Dinamo. Exact, și tot așa. Ei au venit după un drum lung, da. Meciul a fost în timpul săptămânii. E bine câteodată să mai beneficiești de atât. Faptul că ei au pierdut la Timișoara nu ne ajută pe noi deloc în contextul clasamentului, pentru că i-a apropiat pe Timișoara de noi acum. Unul și la mână, cei de la Steaua sunt în gardă acum. Unul la mână și Steaua acum va veni cu cuțitul la os, pentru că nu este un club care să-și permită să facă două surprize în ghilimele la rând. Pe de altă parte, mă și gândesc că oboseala aia n-ai cum să o refaci cu absolut nimic. Absolut. Aia nu e. Ăla este plusul nostru, dar probabil că vor veni să moară pe teren și ei ca și noi. Și de aici nu poate rezulta decât un meci frumos. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minuțele. Vorbim despre programul grupării buzoiene și de asemenea despre ce se va întâmpla, despre strategia pe care o au pregătit-o ei și pentru sezonul viitor, în câteva minuțele. Am revenit, vorbim despre handbal. Iată, după multe, multe ediții așa la rând înlățuite cu fotbal, trebuie să vorbim și vorbim cu plăcere, evident, și despre handbal. Sâmbătă, meci, eveniment, un afiș cât se poate, duminică. Un afiș cât se poate de atractiv, HC Buzău, Steaua București. Avem așa câteva amintiri plăcute despre aceste întâlniri. Chiar țin minte sezonul ăla cu turnee din pandemie. Tot la fel, parcă a fost egal. Un meci s-a terminat tot la egalitate cu Steaua. Da, am terminat un meci la egalitate și un meci am pierdut la un gol. Deci foarte, foarte echilibrat. Din păcate, spuneai tu, anul ăsta s-a întărit. Au și un antrenor nou pe care noi îl cunoaștem de la Buzău și îl prețuim. Domnul Coco Mihailă. Un om cât se poate de serios, care sigur și-a pus amprenta pe jocul lor. Cu siguranță da, și cu siguranță saltul în clasament al Stelei de față de sezonul trecut se datorează și venirii la echipă a lui Coco. Cum putem noi să-i ardem pe ăștia de la Steaua, ca să vorbim așa?
trebuie să fim șmecheri, să ținem cu noi și ramul pe lângă public. Mă uitam și la fete, mă uitam și la România, la turneile astea finale. De multe ori parcă ne-am pierdut, adică nu știm să jucăm italienește, ca să zic, ca la fotbal așa, nu știm să ducem, suntem în avantaj, să ducem domnul atacul ăla până la limita de pasiv, să nu le dăm mingea, adică noi trebuie să fim cu steaua, să ne folosim de toate tertipurile astea. Sigur că da. În primul rând zic eu că trebuie să plecăm de la o apărare cât mai agresivă, păstrând proporțiile regulamentului, în care să reușim să recuperăm niște mingi, să nu primim gol, să reușim să recuperăm niște mingi și să putem da câteva goluri ușoare pe contraatac, pe faza a doua, care să ne dea un pic de moral pe parcursul partidei. După care, sigur că în funcție de evoluția scorului, trebuie să fim foarte, foarte inteligenți în joc și să știm să gestionăm parcursul meciului, să spunem, și evoluția scorului. Mă uitam la Băiești, de exemplu, mă uitam la Dinamo. Să recunosc, sunt părât, sunt dinamovist, bine, la Havar mai puțin. Foarte puțin se joacă în centrul de Dinamo, foarte puțin pe extreme. Mă uitam acum la un meci pierdut în cupele europene. Ăia jucau aproape exclusiv numai pe extreme. Dinamo se încăpățâna să joace pe 9 metri, șuturile alea în forță, și cam asta era tot repertoriul. În handbalul și la fete am văzut că nici la Naționala României tot la fel, de la 9 metri se mizează pe interi. Bănuiesc că trebuie să speculăm toate, iar pe rău bănuiesc că știe că trebuie să joace, adică bănuiesc că va juca și pe extreme. Cu siguranță cheia jocului, cheia unui joc de handbal, cel puțin în atac, pleacă tot de la linia de 9 metri, pentru că dacă linia de 9 metri nu-ți dă un randament bun, automat nici extremele nu vor avea mingii utile și mingii de care să se pot folosi ca să beneficieze de un unghi favorabil să poată să se ducă să înscrie. Zici, deci cheia jocului tot la 9 metri va fi. Ăștia care se uită la televizor nu văd decât faza de atac, de exemplu, ca vine. Tocmai de asta vin să vă spun că cheia jocului tot acolo este. Pentru că ca extrema să poată beneficia de niște mingi utile venite pe un succesiv, ca să poată să aibă un unghi favorabil să meargă la poartă și să înscrie, tot linia de 9 metri trebuie să facă acest joc. Sigur că antrenorii mari, că tot vorbeați de Liga Campionilor, antrenorii mari, în momentul în care văd că linia de 9 metri este anihilată, sigur că fac combinațiile de așa natură încât să aducă extrema la aruncare, pentru că atolul din extremă, schimbându-se un pic și regulamentul și cam orice contact pe care l-ai cu extrema acum este 7 metri sau și eliminare, a început să fie un trend așa încât jocul să se deschidă mai mult pe extrem. Anul ăsta au și plecat câțiva jucători. Cât a contat pierderea asta? Eu vorbesc de niște jucători care la Buzău, cel puțin, și-au arătat valoarea, marea lor majoritate. Evident, unii n-au vrut să stea din cu totul alte motive, adică nu că ar fi fost nemulțumiți, dar, așa îmi spuneai și tu, pe vorbiri telefonice, că tot vorbeam noi, decât să aduc unul doar ca să fie la număr, mai bine n-aduc deloc. Cu siguranță. Totuși, bănesc că pierderea asta au contat așa în angrenajul echipei. Sigur că da. Sigur că au contat și pierderile a celor doi jucători care au plecat anul ăsta. Am încercat să aducem un transfer, l-am reușit în locul lui Caramestechi, am reușit și l-am adus de la Cluj pe Iania Voivodici, jucător care a evoluat la Vardar Skopje, jucător care a câștigat Liga Campionilor cu Vardar Skopje. Sigur, nu era vioara întâi el la momentul respectiv, dar era un, ca să fim lotul lui Vardar Skopje când au câștigat Liga Campionilor, trebuie să fii un tânăr de foarte mare perspectivă ca să poți fi acolo, și el este un jucător tânăr care are calitate. La bănuiesc că noi am bătut Apampiu pe chestia asta de, nu știu, de un an, doi, dacă nu chiar mai bine. E și greu să găsești jucători.
pe un small market cum e Buzău. Buzău nu e o piață, să zicem, foarte atractivă pentru mulți jucători dintre ăștia cu ștaif. E și un oraș mic unde nu se întâmplă foarte multe. Echipa, cu tot respectul, nu are o tradiție, nu e un nume așa foarte strălucitor pe firmamentul primei ligi, de abia acum a început să se, să se afirme. E foarte greu să atragi jucătorii de ăștia șmecheri. E foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Eu bănuiesc că, nu știu, tu, Răzvan, faceți sute de ore de vizionări și vă interesați și aveți o grămadă de fișe cu o grămadă de jucători. Mai greu e când ajungi să discuți cu el față în față sau... Sigur că da, nu suntem un nume de tradiție, este foarte adevărat. Suntem de al patrulea an în care suntem în, în prima ligă, dar zic eu că ușor, ușor am crescut și de unde Buzăul pe harta handbalului masculin nu exista, acum zic eu că ușor, ușor a devenit un, un punct așa, trecând cu ochii pe hartă, peste care nu treci. Da, pur și măcar simplu, așa o constantă, putem și să spunem. Te oprești, ești o constantă, exact, ești o constantă. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, este foarte greu să vii să atragi niște jucători de, de top. În primul rând, ca să aduci un jucător de top, îți trebuie un buget de, de top pentru a-i aduce. Sigur, bugetul îl faci în funcție de obiectivele pe care ți le propui și, e, și asta este foarte adevărat, dar zic eu că așa cum am stabilit cu oamenii care ne finanțează și cu conducerea Consiliului Județean, am zis să mergem pe regula pașilor mărunți și să avem o constanță și de la an la an să încercăm să facem și mai bine și mai bine, pentru că zic eu că urcând și sărind peste niște etape și peste niște trepte, nu e, nu e o creștere sănătoasă. S-au văzut cluburi care au picat în cap. Asta, așa am gândit eu și noi. Eu pot să mă uit acum la Timișoara, care acum 3 ani era în cupele europene, acum se bate acolo la retrogradare. Să nu pice. Exact. Cred că numai printr-o muncă extraordinar de serioasă și printr-o ținută morală impecabilă putem să reușim an de an să mai punem câte o cărămidă și să facem ca temelia acestui club să fie una fundamentată pe seriozitate, pe muncă, pe etică și atunci cu siguranță ușor, ușor vom reuși să aducem la Buzău și jucători mai buni, mai cunoscuți. Mai în glumă, mai în serios, cu semnul în Balcan, cu fraza asta de mai devreme, să știi că ai alungat unii dintre handbaliștii pe care puteai să aduci la Buzău. De ce? Glumesc, că se știe că sportivul român mai are niște tare, sportivul balcanic în general. Să nu se supere nimeni pe mine, dar am dreptate, că știu ce zic. Ok, a fost primul an, am jucat în play-out-ul ăla nenorocit, am stat cu emoții și cu calculele alea. Și după aia următorii, anul trecut, sigur, n-am stat cu emoțiile retrogradării, culmea, într-un tipar de campionat care mie mi s-a părut mult mai solicitant decât o întrecere normală. Cu siguranță a fost mai solicitant. Anul ăsta, eu zic încă o dată, eu reiterez, eu sper să n-am gura proastă, Doamne ferește, bat în lemn. Eu zic că am scăpat de emoțiile retrogradării. Când ajungem, nu știu, la anul ne propunem altceva? O clasare, să zicem, peste mijlocul campionatului, nu neapărat în cupele europene. Zic, cupele europene e un cerc, chiar e un cerc destul de închis acolo, de ezoteric, așa. Sigur că un obiectiv pe termen lung poate fi acesta de participare într-o cupă europeană. Pentru a putea participa într-o cupă europeană, trebuie să aducem la Buzău niște jucători care pot evolua într-o cupă europeană. Momentan, jucătorii pe care îi avem, cel puțin o parte din ei, nu pot evolua, nu sunt de nivelul de a evolua într-o cupă europeană. Sigur că putem păstra din ei câțiva și aduce alții dacă ne propunem un obiectiv de cupă europeană. Pentru la anul, zic eu că un obiectiv realist pentru noi ar fi o clasare în primele 8, adică exact ce spuneți dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? De la fel și sezonul trecut. Sezonul trecut a fost un bonus, așa. Un sezon excepțional din punctul meu de vedere. Foarte greu, foarte solicitant, mai solicitant decât sezonul de acum, dar fiind atipic pentru toată lumea, cei care au reușit să se adapteze, cred că un pic mai bine la
sistemul cu turnee au avut de câștigat. Chiar zilele trecute vorbeam, noi sunteți foarte implicați și în echipa a doua. Avem șansa să vedem niște, nu știu, peste un an, doi, trei, patru, niște jucători din propria pepinieră, de la echipa a doua, niște tineri, eu știu, nu neapărat născuți la Buzău, pentru că, dar aduși la Buzău și formați la Buzău. Și să-i vedem că devin niște jucători așa... Zic eu că da. Deja ea a fost, această Liga a doua anul ăsta a fost foarte benefică și productivă pentru niște jucători tineri care încă nu reușiseră să se impună să joace titular la prima echipă și automat au jucat la echipa de Liga a doua și au crescut foarte, foarte bine anul ăsta. Și vorbesc aici de Anton, care a făcut un sezon extraordinar de bun, de Crăciunescu, portarul pe care l-am adus la Buzău și care a prins și la Ligă și a făcut niște meciuri foarte bune și a avut constanță în poartă la Liga a doua. Mai sunt niște buzoieni, niște tineri copii de la LPS pe care noi i-am luat lângă noi la echipa de Liga a doua. Mă refer aici la Rizea, la Denis, mă refer la Petruț, niște jucători care au potențial ca în câțiva ani de zile să poată face pasul. Acum aici ei depinde. Din nou vorbim diferența dintre juniora, dintre echipele de juniori și cele de seniori în handball, la cum se joacă acum în forță, este chiar mai accentuată decât în alte sporturi, decât în fotbal, de exemplu. Cu siguranță, da. Că, nu știu, românul ăla, mai troll, așa că folosește o expresie de-asta mai noi, mai răutăcios, poate să zică, lasă-mă bă, că Dobrin juca la 15 ani. Dar la cum se joacă acum handball-ul, că mă uitam la niște meciuri de-astea, mă uit la meciurile celor de la Dinamo, încerc să... Multe au finalul dinainte, știu, dar tot mă uit pentru că nu pot să nu mă uit. Se joacă, deci se stinge lumina când trag băieții aia. E foarte greu să integrezi un copil de 17-18 ani într-o echipă de seniori. Sigur că da, este foarte adevărat ceea ce spuneți. În ultimii 10-15 ani handbalul s-a dezvoltat foarte mult și a dezvoltat foarte mult această latură fizică a lui, să spunem, fiind un sport în care contactul este permis automat, fiziologic, fizic vorbind, somatic, un copil, practică, ești încă copil, ești așa, poate nici copil, dar nici adult la 18 ani. Da, ești in between, cum zic. Exact. Așa, nu poate face față fizic unui bărbat de 28 de ani, 30 de ani. Și dincolo de rezultat, rezultatul ca rezultatul, riști să-i periclitezi sănătatea copilului ăluia. Cu siguranță da, dacă lucrurile nu sunt făcute cu cap și să știi tu cum să gestionezi această problemă și câte minute să-i dai și cum să-i dai unui copil, riști să-l accidentezi. Chiar regula asta cu minutele, bine, noi am vorbit la telefon despre ea, eu nu eram foarte dumerit, e bună sau nu e bună pentru dezvoltarea tinerilor? Trebuie să spunem, ai doi underi, unul de 20, unul de sub 20 și trebuie să aibă fiecare câte o medie în campionat la finalul campionatului. Adică trebuie să stai cu calculatorul în mână și să-i calculezi ăluia câte minute a jucat. Ceea ce, încă o dată, nu cred că este de... în prioritatea unui antrenor sau unui președinte de club să stea să-i calculeze copilul lui minutele. Din păcate, astea sunt regulile, la ele trebuie să ne supunem și să ne adaptăm. Sigur că asta facem, calculăm meci de meci câte minute, ne calculăm pașii cu cine jucăm etapa viitoare. Câte minute pot să-l bag pe ăla, meciul cu Dinamo probabil că o să 30 de secunde, un minut? Nu cred. E obligatoriu, adică nu cred. Nu trebuie nu să cred. Adică, poate să nu joace deloc. Din contră, zic eu că nu, din meciul cu Dinamo trebuie să facem niște minute mult mai multe cu jucătorii tineri, pentru că e un meci care oricum... În care nu există miza. Nu există șansă foarte mare pentru noi pentru a câștiga, pentru că s-ar putea ca meciul cu Steaua să fie nevoit datorită rezultatului, sau la meciul la Suceava, care l-am câștigat în ultima secundă,
sigur că nu îți permiți să poți să riști, să bagi un copil de under 21 în teren. Da, 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 păi, ia pentru să, că eu e presiunea rezultatului și n-ai cum. În contextul, acum de fapt îmi dau seama, în contextul strategiei ăsteia, ajută un tânăr jucător sau nu ajută? Ajută creșterea lor sau mai mult o stagnează? Din punctul meu de vedere, nu este cea mai, bună măsură luată, pentru că sunt meciuri la care nu poți să-l bagi, pentru că nu poți să riști rezultatul și să introduci pe final de meci un tânăr cu fără lipsit de experiență ca să periclitezi rezultatul. Sunt meciuri la care nu ai foarte mari șanse și iar îl bagi în teren să joace cu Dinamo și iarăși nu este un meci care să fie de nivelul lui, pentru că el nu este de valoare să se ia la trântă cu jucătorii de la Dinamo, dar n-ai ce să faci și îl trimiți în teren să mai câștigi niște minute care poate nu le fac cu Steaua acum și le fac etapa viitoare cu Dinamo. Și de asta spun că nu este, cred că, cea mai bună măsură. Mult mai folositoare a fost echipa a doua. La echipa a doua pot și juca acolo, și... Sunt și acolo condiții de vârstă. Pe mine mă interesează altceva. La echipa a doua pot evolua și, de exemplu, zicem, un handbalist. De 28 de ani, titular la HC Buzău. Se accidentează. Poate să-și facă recuperarea la echipa a doua, adică are dreptul să joace acolo. Da. Să nu intre din prima în focul... Sigur că da. A, deci e folositoare cu două capete, ca Chinta echipa asta, e folositoare și din partea asta. Sigur că da. De exemplu, Stroie, care vine după accidentare, da, și da, care a jucat, nu putea intra să direct la prima echipă, a jucat tot turul de campionat la Liga a doua, a început să-și revină, acum este în lot și la prima echipă, a jucat la Turda, a făcut un meci foarte bun la Turda și ușor, ușor sper să-și revină și să ajungă acolo la valoarea pe care a avut-o înainte de accidentare. Da, mai avem 3 minuțele, revin la partida cu Steaua, evident nu o să vă cer un pronostic pentru că sunt părți implicate, tot doresc să părți implicate, nu putem să cere pronosticul, nu știu, cum din postura de președinte de club, cum i-ați convinge sau ce argumente le-ați oferi celor care vin duminică că meciul va fi unul bun? Sau? În primul rând este un eveniment sportiv pe care nu-l întâlnești în fiecare săptămână la Buzău. E o dată pe sezon. E o dată pe sezon, absolut. Doi la mână, chiar dacă ei pleacă cu prima șansă, eu sunt și aici garantez că vom face absolut orice va depinde de noi ca să putem să ne agățăm de orice minge să putem câștiga acest meci. Garantez că va fi un spectacol sportiv deosebit și încrâncenarea cu care sigur se va juca acest meci sigur va plăcea spectatorilor. Și în al treilea rând eu vă zic că puteți obține, puteți câștiga accesul în sară și mai ușor, intrați pe pagina de Facebook a celor de la HC Buzău, dați acolo un like, un share, avem și concursuri la pauză și eu sunt sigur că meciul, cel puțin prin prisma desfășurării lui, va fi unul thriller, cum de altfel la meciurile tari ne-ați cam obișnuit. Așa să dea Dumnezeu și la final să fim bucuroși. Da, nici eu nu o să mă hazardez în pronosticuri pentru că nu sunt specialist, tocmai am aflat că Steaua a luat bătaie de la Timișoara, un rezultat pe care n-aș fi pariat niciodată. Da, este o surpriză, nu s-a așteptat nimeni ca Steaua să piardă la Timișoara. Tocmai de-aia mă gândesc că Buzăul poate scoate iepurile din Joben duminică. Și noi ne dorim din tot suflet. Georgian, vă duc cu mulțumesc frumos. Nu uitați mâine de la ora 18, HC Buzău, Steaua București, mare beș mare. Sala trebuie musai să fie plină, nu mai avem niciun fel de restricții. Biletul este unul foarte, foarte ieftin, 15 lei. 15 lei își permite oricine. Noi ne vedem tocmai weekendul viitor. Să aveți parte de o săptămână excelentă, numai bine.